Uite cum e îmbrăcată. Pat cu gabi. Deci un alt lucru. Păi de înșală, știi ce zic? Păi te-am atins tot podcastul, eram așa tot. Dragi, nu mai ce pervers ești. Băi, ai grijă. Să moară de asta, că nu-mi dau pantaloni jos acum, hai. Bună dimineața, bună dimineața. Ne începem ziua cu un mega, mega podcast. Un podcast mult mai diferit de toate podcasturile la care am fost, pentru că podcastul se filmează într-un pat. Un podcast cu o domnișoară care, din câte am înțeles, atât ea cât și eu o să trebuiască să avem un outfit mai nebun. O să fie o întreagă picanterie și am zis că dacă tot merg la acest podcast să filmăm, să vedeți și voi. Ea o să aibă niște întrebări pentru mine pentru podcastul ei, dar ce nu știe ea este că i-am pregătit și eu niște întrebări surpriză pentru vlogul meu. Facem vlog în vlog, filmăm și un prank pentru frățiorul meu Dorian Popa. Aici pe Daily Vlog o să vă dăm doar așa niște mici fragmentele. Prankul îl vedeți în altă zi. Hai să ne mai lungim cu vorba și să mergem la podcast să vedem despre ce este treaba. Am ajuns pe set și nu vreți să știți cum arată setul podcastului. Efectiv am postat și un story. Zici că intrăm pe altă nișă de film. Hai să mergem, da. Înainte de toate, bem și noi o cafeluță, n-am mâncat nimic azi toată ziua. E prima chestie pe care o îngurgitez și hai să bem cafeluța și după să mergem. Gata, guys, am ajuns la studio. Haideți să vedem, să vă arătăm setul, că arată foarte, foarte interesant. Băi, frate, băi, Gabriela, ce filmezi aici, frate? Băi, tu filmezi podcast sau? Băi, mai surprins în pat, nu vine să cred. Mamă, dar ți-ai luat 3 camere aici, e sigur că filmezi podcast? Nu-i pe pantul. Adică materialul ăsta se postează pe YouTube? Da. Și ar trebui să mă îmbrac și un pijama de gen? Da, să-ți iei pijamalele și să vii să te așezi, să te acomodezi aici. Bă, oricum, stai puțin înainte de toate. Vreau să spun, Gabriela, că ți-am pregătit și ție o surpriză. După ce filmăm podcastul, okay. Avem o provocare la mine pe vlog. Ce să zic, îți dai seama că trebuie să accept. Așa. Noi ne băgăm la podcast, o să filmăm și noi niște mici cadre, bam, bam, bam. Restul podcastului integral, vedeți la Gabriela pe canal. Hai să ne schimbăm și noi pijamale, că suntem cu hainele de... Nu poți să stai în hainele de afară, în pat, că nu se face așa ceva. Hai să ne schimbăm în pijamale, gen că tot haine normale sunt. Și să începem podcastul. Bine, kind of podcastul, că ăsta nu se pare mai podcast. Sper că mi-ai pregătit niște întrebări decente. Uite cum e îmbrăcată. N-ai auzit cum se numește podcastul? Cum se numește podcastul? În pat cu Gabi. Avem aici un imprimeu animal print. Eu sunt îmbrăcat în boala copilor, a vomitat curcubeu pe mine și e în alb. Haideți că începem podcastul chiar acum și vă dăm și vouă așa un pic din culise să vedeți ce urmează, după care avem o provocare pentru Gabriela. Haide! Un challenge. Challenge. Păi, Gabriela, că o să te întreb despre tine, despre cariera ta, după care o să trecem la alte lucruri. Dar zic că Gabriela se dă o fată foarte rușinoasă și o fată așa, dar după aia spun de ce, vrei să-ți spun de ce? Hai. Îți dau un răspuns de te dărâm. Ia. Pentru că mie mi se pare că în momentul în care o femeie îți frânge inima, bă, te înșală, știi ce zic? Adică pe mine, cel puțin, fie că am stat o săptămână cu o tipă, fie că am stat 2 ani, așa. Pe mine nu m-a înșelat niciodată o femeie. Sau cel puțin așa știu eu. Sau poate nu știi. Sau pe asta, poate și cel puțin așa o știu eu. Dacă te referi la despărțiri sau de astea... Da, deci îți aduc eu. O femeie care te-a făcut să suferi. Sau mă rog, te-a făcut. Păi, dar stai mult puțin că... Ea e suferit, te-a durut. Te doare... Te așezi de o femeie și dacă stai cu ea o lună, două, și după dacă nu mai stai cu ea, parcă simți lipsa, știi ce zic? Așa. Adică asta mi se pare mie să-ți frândă o femeie inima, adică să te rănească, știi? Să te facă de să... fapt, care este ideea? Înțeles, Antonio, fuge de răspuns. Băi, nu fuge de răspuns, dar... Nu fuge de răspuns, dar uite, indiferent dacă m-am despărțit de o fată... Așa. Bă, nu am suferit din cauza fetei respective, am suferit din... cauza faptului că între noi doi se formase o obișnuință, dar nu e din cauza ei. Okay. Deci nu mi-a frânt nimeni inima mie. Înțelegi? Bine, am... Plus că eu am o inimă greu de frânt. Bine, dar nu văd care este sensul acestei întrebări. Adică cu ce parte? Stai un pic, că la noi se vor uita și, nu știu, fetele care poate răvnesc la inima ta. Și atunci, cu siguranță, dacă tu vii cu un portret, ca să zic așa, cu siguranță fetele vor și niște semne de întrebare. Dar tu de ce stai cu tocul din pat?
ca să fiu sexy. Dar ce ai fi în stare să renunți pentru un an? La dragoste sau la muzică? La dragoste. La dragoste? La dragoste, da. E, poți să te auto-ndrăgostești. Ce avansuri de ochiate ai primit de la fanii tăi? Cred că n-ai poți să... Ia zi-mi. Ai primit avansuri de la fanii tăi? Da, normal că am primit. Cum adică n-am primit? Băia, ție și place să te postezi așa de ochiat. Sunt o artistă destul de cuminte. Tu pe contul meu de Instagram nu să vezi chiar postări din alea, poze. Bine, din alea. Dacă ești așa cuminte, fii atent. Așa, da. Ne-am terminat. Ultima postare. Ne-am terminat podcastul. Așa. Și am acum o mare, mare provocare pentru tine. Hai, zi. Un joculeț în care Gabriela, pentru că în podcast Gabriela tot se dădea așa către mine și nouă ne spuneau cei din spate să stăm mai depărtați. Acum ai șansa să mă atingi. Păi te-am atins tot podcastul, eram așa tot. Dragi, ne vom juca vechiul noul nemuritor challenge. Touch my body challenge. Facem? Da, depinde unde. Bun, deci avem fularul ăsta, mam, 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 cu care o să te legăm la ochi. Facem pentru că trebuie să vedem cine începe primul. Da. Hai, cine pierde începe primul. Hai. Eu o să mă leg la ochi, tu te legi la ochi. Da. După care ne luăm degețelul, tu mi-ai pe al meu, eu ți-l iau pe al tău. Care degețel? Arătătorul. Nu mai ce pervers ești. Deci și cu degetul tău, ca și cum îți iau mâna, dar tu legată la ochi, eu o să ating o parte a corpului meu. Și tu că să ghicești, da. De ce sunt mă Nostradamus? Hai, ești pregătă? 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Mă tăia, mă, să mor eu, mă tăia, mă. Ajungi cu degetul unde vrei tu să ajungi. Hai, Gabriela, ia-mi degetul și atinge-l unde vrei tu. Mergi în jos. A, asta e ușor, e piciorul. De unde știi, mă? E fix coapsa aici, nu? Da, ok. Nu? Nu e? Ba da, dar nu e chiar coapsa, e aproape. Gata? Da, mamă, ce ești puternică rău de tot cu asta, mă, față. Hai, dă-mi degetul. Și, stă, mamă, dar stai puțin că nu m-am gândit. Fii antenă. Antenă, hai. Sunt antenă, hai. Zi, zi, zi de vene ce-a fost. Zi. Dă-ți bandana jos, dă-ți bandana jos, dă-o jos. A fost limba. Dă-o jos, dă-o jos, dă-o jos și zi, și, zi, zi ce-a fost. Limba a fost, bune. Bune, sigură, e sigură că a fost. Stai mă, zi, pe bune, e sigură că a fost limba? Da, de ce a fost altceva? Limba a fost, mă, că era umedă. Ești sigură că a fost limba? Da. Vreau să văd. Vreau să spun că... că... Da, mă, hai, Gabriela, ia, testează-mă. Ok. Vezi, tu poți să te lași mai jos, mai sus și să-mi duci... Ia. Asta e bărbia. Ce aici, nu? Hai, pe tot bine ți-ai pus astea? Zi-mi adevărat? Da! Bă, sunt bun rău de tot! Sunt bun rău, mamă, dar asta să simt cam acum ceva pentru Gabriela de... No, 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 no. Ești pregătită? Nu. Sigur? Da. Bine, hai. Mergem mai jos. Ești pregătită? Da. Și stai un cop. Stai. Ai genunchiul. Dar n-ai simțit așa ciudat? Da, e păr. Să simți ciudat. Ha! Gândește-te, bine. Să fie ceva greu. Că vezi că până acum eu am ghicit totul. Păi știu că ai ghicit totul, da. Și tu ai ghicit totul? Da, normal că am ghicit. Mamă, ia. Asta e obrazul. Nu? Îl bat, mă. Gata, nu mai are să zic. Eu e obrazul? Ce este? Da, mă, că e moale în pana mea. Păi toată sunt moale. Ce vrei să dau? Pantofi? Toată ești moale? Toată. Eu cred că... Nu să îi dăm una grea acum, îi dăm una grea acum să nu ghicească. Da. Așa e. Nu, deget, nu mâna. E ok. Tu poți doar cu un deget. Hai. Așa, hai. E simplu. Ce? Abdomenul. Bă, frate, dar trebuie să găsim ceva greu ca să ne distanțăm un pic de scorul ei. Haide. Nu cred că mai e ce să găsești. Bă, frate, dar nu e corect. Nu e corect, mai avem două de fiecare. Două Gabriela, două eu. Să vedem cine câștigă la final. Dacă e egal, nebunesc, jur. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Ok. Așa. Mamă, frate, să știi că nu văd cu nasul. E... E el foarte mare, dar nu văd pe el. Asta e gâtul. Nu e gâtul. Cum nu e gâtul? Păi
pentru că nu e gâtul. E gâtul. Din păcate n-a fost gâtul. Dar ce a fost? Și asta nu face parte din gât? Nu, e clavicula. Zi, mă, adevărat, să pune ca gât. Nu se apucă, cum adică se pune dacă e clavicula? Bine, bine, bine. Eu ți-am spus. Hai. Bine. S-a părut că e cot, am zis că e genunchi. Să moară de acasă, că nu-mi dau pantaloni jos acum. Hai. Stai. Op, op, op. Gata. Ești pregătită? Da. Hai mă, e tot limba, ce mama. Nu e. Ba, e. Ba, nu e. Hai încă o dată. Da, stai un pic, lasă-mă pe mine să... Bine, stai. Stai, că ai unghii. Stai. Nu. Stai o clipă. Nu m-a apăsat pe unghie. Stai. Hai, gata, Gabriela. Nu, gata, e, trebuie să zic. E ochi. Nu, limba sau ochi? E ochi. Da, mă, a zis bine. A zis bine? Dar prima dată ai pus limba, nu? Nu, ai pus ochi. Nu? Star, de ce? Udo, ochi. Așa mi s-a părut. Câți bărbați ai pipăit până acum, Gabriela, ca să știi că puțin, așa antrenată? Puțin, și toate au fost relații, adică fără din astea. Ești al doilea. Haideți. Nu, ai fost primul azi. Azi? Bun, asta e mult mai bun asta cu decât ești al doilea. Hai, ultima, da? Da. Mamă. Mamă, să mă bată data mai bună. Stai mă, să mă mai vadă și pe mine mami la față. Lasă, nu. Lasă asta mare. Lasă nasul. Ia să vedem unde îi ducem mâna lui. Băi, să ai grijă să nu îl duci prea... Băi, ai grijă. Cine-i băi asta, frate? Ce poate să fie? Simt un gata, os. Prea mult. Gata. E... Bărbia? E... Cea? Da. Bărbia? Da. Nu e. Păi știi ce zici, mă, că e dacă nu e? Bă, și-am doar 3 minute, ai 4? Da! Bă, până și propriile mele challenge-urile pierd. Ești pregătită? Mhm. Uh-huh. Cât de pregătită ești? Sunt, hai! Cât de pregătită? Hai, mă, Antonio! Stai, mă, un pic! Gata! Ești pregătită rău? Da! Rău? Rău, hai! Hai! Stai. Ce frumos ai pus apă? Zice e! Stai, mai dă o dată! Stai, să mă lasă înapoi, așa. Mai dă o dată. Mă, sincer, acum îmi pare rău pentru tine, dar e prea așa, nu știu cum să zic. Zice, crezi tu că e? După felul în care ți-ai mișcat mâinile, e mâna ta, e... Bă, frate, dar de unde știe, mă? Păi, dar e logic. Mi-am pus pe mâna apă ca să simți așa aud. Așa. Și să se simte gen nasol așa. Mulțumim, Gabriela, pentru invitația la podcast. Mulțumim pentru aceste provocări. M-a bătut, pentru că băieți, na... Știți și voi cum e în viață, noi pierdem mereu. Noi ne continuăm ziua, plecăm de aici, o lăsăm pe Gabriela, chiar dacă probabil v-a plăcut... cu Gabriela. Poate o să mai filmăm, cine știe, dacă vedem acolo un feedback bun, poate o mai luăm la niște challenge-uri, la niște nebunii din astea. Ce ziceai, vrea să alegi tu din mai mulți bărbați, să faci un, facem un challenge din asta? Cum am făcut eu, gen? Să facem un casting? Vrei? După aia zic, da. Ai vrea? Da, hai. Bine, cine știe, poate facem. Vă pup! Hai să ne continuăm. Ba, ziua! Ba. Deci, ca să fie treaba, cam în gură și eu o pastilă din asta... Dam tu-n verde că sunt foarte reușit. M-au reușit live-urile de pe TikTok în ultimul hal. Ideea asta în felul următor. Suntem în drum către sala lui Dorian Popa, pentru că vecinul nostru astăzi ne va împrumuta cu 8.000 de euro. Cel puțin asta a spus el la telefon, pentru că acum filmăm un prank. Filmăm un vlog în vlog, ca și cum s-ar spune. Și am cerut 8.000 de euro pentru că, sincer, urmează să pun geamurile și nu mai am bani, frate, nu mai am bani, prank. Ne-a explicat că el nu face chestia asta în mod special, dar o face pentru mine că o să devin vecinul lui și mi s-a părut un gest extrem de frumos pe care l-a făcut Dorian. Eu, sincer, nu l-aș fi făcut, vă spun una pe inimă și acum mergem la el la sală să vedem ce o să ne spună. Stai aici cu Mateiu, care o să ne filmeze din spate, am geamuri negre și o să filmeze efectiv pe geam și o să înregistrăm cu telefonul. Hai să vedem ce o să iasă prank-ul. Dacă vreți să vedeți prank-ul ăsta, mâine la ora 12 pe canalul meu de YouTube, îl găsiți. Ha! Bun, guys, so, deci mie nu-mi vine să cred cum s-a finalizat prank-ul ăsta pe care l-am făcut, pe care l-am făcut Dorian și nu mă vine să... Băi, să-i fi văzut fața, deci a fost o față puternică, rău de tot, pentru că l-am avut pe Matei aici în spate și uitați-vă și voi dacă se vede ceva, dacă voi vedeți ceva prin geamul ăsta care e negru și noi am stat aici, băi, a fost genial, trebuie să vă uitați neapărat la prank mâine la ora 12, dar până atunci, uitați-vă și voi la bișteria asta de mașină pe care și-a luat-o Dorian. Băi, deci e... Bun.
bombă rău, rău, rău de tot. În câți ani preconizați voi că mi-au și eu una la fel? Eu zic că în 3 ani. Vreo 3 ani, eu zic că merge, dar arată altceva, alt lucru, mamă, e bombă rău de tot. Dorian e înăuntru, face sală, n-avea rost să stea și Dorian aici. S-a dus omul să-și facă antrenament, bă. Ia uite, seria de 6, o să-i facem o verificare pe car vertical, haide. Mamă, și jantele astea, uite, tragi jantele astea și la astea perforate. Foai de capul meu. Băi, vă spun doar atât. V-am spus și vlogul trecut, vă spun și vlogul ăsta că urmează să schimb și eu mașina, pentru că deja nu se mai poate cu ea. Fraților, deja am trecut de 200.000 de kilometri. Dar mașina este foarte, foarte bine întreținută, iar în momentul în care o voi pune la vânzare, vă voi lăsa și pe voi să știți, pentru că poate prin oamenii care vă urmăresc se află și cineva care vrea să îmi cumpere mașina. Până atunci, noi strângem bani pe bani și când Dorian se va plictisi de Lamborghini și vrea să-și cumpere avion, eu cumpărăm noi. Ce mai facem cu daily vlog-ul? Uitați, vulturul se uite, că nu cumva cineva, băi frate, dar oricum, asta e o muncă colosală, adică să faci niște bani și mai ales legali, să-ți cumperi o asemenea mașină, bro, e greu, e foarte, foarte, foarte greu. So, cam asta a fost și ziua noastră, dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un mare share acolo pe Instagram și pe TikTok, noi ne vedem în fiecare seară live pe TikTok și în fiecare zi de la ora 12 pe vlog, bă, les!